Am o veste bună pentru toți care vorbește limba română. Este Isus și este vorbirea despre Isus. Isus, 2000 de ani în urmă, a murit pentru tine. El a biruit moartea pentru că tu poți să trăiești astăzi. El a luat greșele, păcatele, fricile. Poți să fii liber cu viața veșnică, dar tot ce trebuie să ai și faci este decizia despre Isus în viața ta. Spune Isus, nu știu, dar vreau să te cunosc. Tu ești Domnul meu și Mântuitor. Tu mi-ai salvat și din astăzi viața mea este a ta. Este decizia simplă și rapidă. Astăzi poți fi salvat cu Isus Hristos. Amen. Amen.